ziua și bine v-am revăzut. Vă doresc un an nou plin de succese, multe realizări, multă putere de muncă, să fiți îngăduitori unii cu ceilalți, să puneți mâna pe carte, nu doar să o mutați din gentuță pe bancă, da? Să o deschideți, să o răspăiți, să citiți. N-am priceput odată, a doua, a treia oară până ne intră, în ceva, ne rămâne ceva în memorie. Părinților le doresc multă răbdare și să fiți alături de ei. Să vă bucurați de reușitele fiecăruia, atât cât pot, fiecare, da? Și multă putere de muncă. După ce preoții vor da o binecuvântare, domnul șef de post vă va comunica mesajele transmise, da? Ce aparțin de dânsii. O să mergem în clasă prin rotație. Grădinița va rămâne pe terenul de sport cu doamnele educatoare. 1-4 va intra în sălile de clasă. Vedeți că aveți afișați pe ușă sala și elevii. După ce vor termina cei mici, vor intra cei mari. Da? Și vor întâlni diriginții și vor stabili primele amănunte. Azi va fi o zi mai scurtă, mai compactă, în care atât diriginții cât și învățătorii vă vor comunica mesajele urgente și când va avea loc prima întâlnire cu părinții. Da? După care microbuzul vă va duce acasă. Nu vă înghesuiți, nu vă îmbulziți, va face domnul șofer atâtea curse cât este necesar ca să ajungeți fiecare în condiții optime. Mulțumim, doamnă directoare, domnule primar, dragi copii, stimați părinți, cum a zis doamna, să începem cu o binecuvântare, este absolut necesar și se zice că tot lucrul tău să-l începi cu Dumnezeu. Iar în vorbirea noastră populară spunem să începem cu dreptul. De fapt, dreptul nu este altceva decât dreptul și bunul Dumnezeu, care dă lumină, care dă înțelepciune. Și iată, în această zi atât de frumoasă, de toamnă, când clopoțelul începe să sună pentru ca noi să pornim un drum, o nouă clasă, cei care sunt deja la școală, iar pentru cei micuți, o emoție și o curiozitate și o dorință. Însă doresc să spun că rugăciunea este foarte importantă atât din partea părinților, cât și din partea copiilor. Noi, în biserică și ieri, am făcut rugăciuni pentru începerea anului școlar. Au fost copii care au venit și s-au împărtășit, care au asistat la rugăciunile care s-au înălțat în biserică, alături de părinții lor, pentru că părinții sunt primii modeli, sunt modelele prime din viața lor, apoi profesorii, noi preoții și toți cei care ne înconjoară. În vara aceasta ați avut timp să meditați, ați avut timp să vă jucați, ați avut timp să creșteți, să spun așa, și din punct de vedere intelectual și duhovnicesc, și împreună chiar cu doamna directoare și cu ceilalți aici am avut și o școală de vară unde ați, cei care ați participat, ați rămas cu o amintire frumoasă, dar nu numai amintire, ci ați rămas și cu bucuria comunicării și a cunoașterii pe cei care au fost, care au venit din altă parte, unde ați învățat lucruri noi și deosebite. Vă rugăm ca să fim împreună totdeauna, alături de dumneavoastră, școala, domnul primar, primăria și ceilalți, ca împreună să putem să conlucrăm, să devenim o unitate într-o creștere, pentru că verbul acesta educo înseamnă creștere, a crește. Iar rugăciunea pe care o vom înălța
le vom spune împreună, părinții și copiii, rugăciunile începătoare. Am venit aici cu aghiazmă făcută ca să nu vă reținem prea mult. O să punem aghiazma făcută peste cealaltă și o să facem slujba Tedeumului. Slujba de Tedeum de începerea anului școlar, așa cum totdeauna țara noastră, biserica noastră, neamul nostru a cerut ca atunci când facem, începem ceva, să începem cu rugăciune. Vă doresc sănătate în primul rând, vă felicit, părinții, să aveți grijă de copiii dumneavoastră, să le dezvoltați mintea în cele bune, pentru că în cap există mintea aceasta, de care memoria de care spunea, să rămână cele bune. Că zice un vers acolo că pus ai capul peste celelalte mădulare ca să nu se vateme de schimbarea vremii. Adică dacă mintea este sănătoasă și se lucrează la lucruri bune cu ea, găsește soluții și nu se va vătăma de nimic care ne înconjoară sau care apasă în jurul nostru. Să fugim, va spune aici rugăciunea, de ușurătățile tinereților, de toată ispita care vine din media și din alte lucruri și din toate socializările care nu sunt totdeauna plecate spre bine, spre noi. De aceea să ne rugăm Bunului Dumnezeu, împreună profesorii, care le doresc succes, vă doresc din tot sufletul să aveți bucurie și pace alături de copii și alături de părinți cu care veți conlucra. Împreună să, părintele, să procedem la scurta rugăciune pe care o vom face. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Tămâie îți aducem ție, Hristoase, într-un miros de bună mireasmă, pe care primind-o trimite-ne nouă harul preasfântului bunului și de viață făcătorului tău Duh, acum și în vecii vecilor. Amin. Binecuvântat este Dumnezeu nostru totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție Dumnezeului nostru, slavă ție. Împărate ceresc, mângâietorule, Duhul adevărului, care pretutindeni și toate ne ținești, Misterul bunătăților și dătătorile de viață, vino și te sălășluiește într-un noi toată lumea. Te plătești pe noi de toată viața și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fărădelegile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre. Pentru Sfânt numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatălui nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum noi iertăm greșiților noștri. Ce nu ne duce pe noi în ispită, și ne izbăvește cel viclou. Care este împărăția, puterea și slava a Tatălui și Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Bine să ne închină Împăratul Dumnezeu, bine să ne închinesc la Hristos Împăratul Dumnezeu, bine să ne închinesc de la Însuși Hristos Împăratul Dumnezeu nostru. Binecuvânta voi pe Domnul în toată vremea, pururea lauda Lui în gura mea. Domnul se va lăuda sufletul meu, să audă cei blânzi, să se veselească. Măriți pe Domnul împreună cu mine și să vă înălțați numele împreună. Căutat-am pe Domnul și m-a auzit și din toate necazurile mele m-a izbăvit. Apropiați-vă de El și vă luminați și fețele voastre să nu se rușineze. Săracul acesta a strigat și Domnul a auzit și din toate necazurile lui l-a izbăvit.
străjuiva îngerul Domnului împrejurul celor ce se tem de el și va izbăvi pe ei. Gustați și vedeți că bun este Domnul. Fericit este bărbatul care nădăjduiește în el. Temeți-vă de Domnul toți sfinții lui, că n-au lipsă cei ce se tem de el. Bogații au sărăcit și au flămânzit, iar cei ce-l caută pe Domnul nu se vor lipsi de tot binele. Veniți fiilor, ascultați-mă pe mine, frica Domnului vă voi învăța. Cine este omul cel ce voiește viața, care iubește să vadă zile bune? Oprește-ți limba de la rău și buzele tale să nu grăiască vicleșug. Ferește-te de rău și fă bine, caută pacea și urmează pe ea. Ochii Domnului spre cei drepți și urechile lui spre rugăciunea lui, iar fața Domnului spre cei ce fac rele, ca să piardă de pe, să piară de pe pământ pomenirea lor. Strigat au drepții și Domnul i-a auzit și din toate necazurile lor i-a izbăvit. Aproape este Domnul de cei umiliți la inimă și pe cei smeriți cu Duhul îi va mântui. Multe sunt necazurile drepților și din toate acelea îi va izbăvi pe ei Domnul. Domnul păzește toate oasele lor. Niciunul din ele nu se va zdrobi. Moartea păcătoșilor este cumplită și cei ce urăsc pe cel drept vor greși. Mântuiva Domnul sufletele robilor săi și nu vor greși toți cei care nădăjduiesc întrânsul. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, 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 slavă ție Dumnezeule! Aleluia, 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 slavă ție Dumnezeule! Aleluia, aleluia, aleluia! Slavă ție Dumnezeului nostru, slavă ție! Cu pace Domnului să ne rugăm! Doamne miluiește! Cu pace de sus pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm! Doamne miluiește! Cu pace toată lumea, bunăstarea Sfintelor, Dumnezeu, Biserici, unirea tuturor, Domnului să ne rugăm! Doamne miluiește! Sfântă biserica noastră, pentru cei care cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu vin se roagă întrânsa Domnului să ne rugăm! Într-un al Sfântului Sfântul nostru Iachim, cinstită prorocime cu Hristos, diaconime, tot clerul și poporul Domnului, să ne rugăm! Doamne miluiește! Pentru binecredinciosul popor român de pretutindenii, pentru iubitoarea de Hristos oaste, pentru mai mari orașelor și satelor, Domnului să ne rugăm! Doamne miluiește! Pentru casa Domnului Dumnezeu să trimită asupra acestor tine Duhul înțelepciunea, înțelegerii, să ne deschidă mintea, cugetul, să lumineze spre primirea vârstăturilor celor bune, Domnului să ne rugăm! Doamne miluiește! Ca să sădească în inima lor începutul înțelepciunii care este frica de Dumnezeu și prin ea să izgonească din inimile lor ușurătățile tinereții, să le lumineze mintea ca să se abată de la rău, să facă binele pentru ca să deschidă mintea lor spre a pricepe și a ține minte toată învățătura cea bună și folositoare, Domnului să ne rugăm! Doamne miluiește! Pentru ca să le dea lor înțelepciunea care șade la tronul lui și să se dească din lor, ca să învețe ce este bine plăcut înaintea lui, Domnului să ne rugăm! Doamne miluiește! Ca prin înțelepciune, viață bună și dreaptă credință să fie ei copiii aceștia, mângâiere părinților lor și întăririi bisericii și țării noastre, Domnului să ne rugăm! Doamne miluiește! Pentru ca să fie izbăviți ei și noi de tot necazul, mânia, primejdea și nevoia, apără, mântuiește, miluiește! Ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu darul Tău! Doamne miluiește! Prea sfânta, curata, prea binecuvântata, mărita, stăpâna noastră de Dumnezeu, născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții să o pomenim! Ea sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi!
cerem și unii pe alții toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Ție, Doamne, ție se cuvine toată slava, cinstea, închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Dumnezeu este Domnul sărăta nouă, bine este cuvântat cel ce vine într-un numele Domnului. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, binecuvântat ești Hristoase Dumnezeul nostru, cel ce prea înțeles pe pescare a arătat, trimițându-le lor Duhul Sfânt. Și prin prânșii lumea vânat iubitorile de oameni, slavă ție! Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, soritoare creștinule înfruntate, mișlocitoare neschimbată către Făcătorul, nu trece cu vederea glasurile cele de rugăciune ale păcătoșilor. Sârguiește ca o bună spre ajutorul nostru care cu credință strigăm ție. Răbește spre rugăciune și te nevoiește spre îmblânzire. Apărând pururea pe cei ce te cinstesc pe tine, răscătoare de Dumnezeu. În epistola a doua către Timotei, a Sfântului Apostol Pavel, citire. Fiule Timotei, toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos spre învățătură, spre mustrare, spre îndreptare, spre înțelepțirea aceea care vine de la Dumnezeu. Astfel ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit, bine pregătit pentru orice lucru bun. Deci propovăduiește cuvântul, stăruie cu timp fără de timp, mustră ceartă îndeamnă cu toată îndelunga răbdare și învățătura. Își va veni o vreme când nu voi mai suferi învățătura sănătoasă. Va veni vremea când nu vor mai suferi învățăturile sănătoase, ci dornici să-și desfăteze auzul, își vor grămădi învățături după poftele lor și își vor întoarce auzul de la adevăr și se vor abate către basme. Tu însă fii veghetor întru toate, suferă supărările, fă lucru de evanghelist, slujba ta, fă o de plin. Face ție, sfințite frate, împreună slujitorule. Sărăciune drept să ascultăm noi, Sfânta Evanghelie, pace tuturor. Sfânta Evanghelie la Sfântul Evanghelist, Luca, putire. Să luăm aminte, zisa Domnul pilda aceasta. Ieșit asemănătorul să semne sămânța sa. Când sămânța el, unele semințe au căzut pe lângă drum și au fost călcate de păsările cerului, le-au mâncat. Altele au căzut pe piatră după ce au răsărit sau uscat pentru că nu aveau umezeală. Altele au căzut în mijlocul spinilor, crescând spinele, au înnăbușit. Iar altele au căzut pe pământ bun și răsărind, au făcut rod în sutii. Acestea zicând a strigat, cel ce are urechi de auzit să o audă, și l-au întrebat și ucenicii lui zicând ce înseamnă pilda aceasta. Iisus a zis, vouă este dat a ști taină împărăției Dumnezeu, iar celorlalți li se spune un numai în pilde, pentru că ei privind și nu văd și auzind, nu pricep, iar pilda aceasta înseamnă, sămânța este cuvântul lui Dumnezeu, cele căzute lângă drum sunt cei care ascultă, apoi vine diavolul, ia cuvântul din inima lor, ca nu cumva crezând să se mântuiască, cele căzute pe piatră sunt cei care când aud, primesc cu bucurie cuvântul, aceștia însă n-au rădăcină, și până la o vreme cred, iar în vreme de ispită se le apără. Cele căzute în spin sunt cei care ascultă cuvântul, dar luându-se cu grijă de bogățiile plăcerii vieții, se neacă și nu aduc roadă. Iar cele căzute pe pământ bun, aceștia sunt cei care ascultă cuvântul, îl păstrează în inima lor curată și bună și aduc roadă prin răbdarea lor. Amin. Slavă ție, Doamne, slavă ție! Ne rugăm ca Dumnezeul nostru să caute cu milostivire asupra elevilor, școlarilor, asupra învățătorilor, profesorilor, să trimită în inimi, în minte și în grai Duhul înțelegerii, al științei, al evlaviei, al fricii sale, să ilumineze cu lumina cunoștinței sale, să le dea putere pentru înțelegerea învățăturilor celor bune și folositoare. Ne rugăm să insufle acestor tineri Duhul cel Bun, care povățuiește pe calea cea dreaptă și aduce spor de înțelepciune, de știință, de toate faptele cele bune, spre slava preasfântului său nume, să le dăruiască tuturor elevilor, profesorilor și celor care slujesc sănătate și zile îndelungate, spre sprijinirea adevărului a Bisericii a Țării. Să zicem toți, Doamne, auzi-ne pre noi! Dumnezeul nostru, nădejdea tuturor marilor părinți pe mare departe și milostive, Stăpâne, milostiv fiind nouă față de greșelile noastre, ne miluiește pre noi. Milostiv și viitor de oameni, Dumnezeule, ești mărire înălțăm Tatălui și Fiului
și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, ne rugăm. Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce dintr-un începutul creației tale ai pus în ea înțelepciune, armonie și putere, Cel ce pe omul creat de tine l-ai înzestrat cu suflet viu, cu libertate și conștiință de sine, cu virtutea de a alege între bine și rău, cu puterea de a te cunoaște prin descoperire, dar și prin lumea ta cea văzută și nevăzută. Cel ce ai sădit în el minte luminată și judecată limpede, Cel ce l-ai înarmat cu gând pătrunzător și dreaptă socotință, Tu ești Cel ce l-ai împodobit pe David cu darul cuvântului și pe Solomon cu harul înțelepciunii. Tu, Părinte Ceresc, Cel ce al cărui fiu Domnul nostru Hristos la vârsta de 12 ani, îi uimea pe învățători din templu cu învățătura sa cea mai presus de cuprindere. Tu, Doamne, Cel ce dintr-o înălțimea cerului duhovnicesc îi vezi acum pe acești tineri și pe acești copii în fața cărților deschise și în așteptarea dascălor lor. Tu însuți, Dumnezeule, binecuvintează-le începutul anului școlar. Întărește voința, luminează-le mintea spre dobândirea cunoștințelor celor folositoare, spre descoperirea adevărului Tău. Păzește-i pe dânsii de cursele rătăcirilor perzătoare de suflet, înalță deasupra grijilor mărunte, dăruiește-le râvna învățăturii și cuprinderea cunoașterii, înzestrează-i cu voința de a-și sluji patria, biserica, neamul, prin comoara sufletelor lor, deprinde-i cu bucuria de a-ți rosti numele și de a-și pune nădejdea în ajutorul și binecuvântarea Ta. Că Tu ești Dumnezeul nostru, Ție slavă Ți înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Înțelepciune. Hristos, adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile Maicii sale, cele prea curate, ale cuvioșilor și Dumnezeu părinților noștri, a Sfinților părinți Ioachim și Ana, sărbătoriți astăzi cu rugăciunile tuturor sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască ca un bun și de oameni iubitor. Amin. În al preasfințitul arhiepiscop Ioachim, dă-i, Doamne, zile îndelungate, cu răsporire în dreapta propovăduirea cuvântului adevărului Tău și în prețuirea turmii cele cuvântătoare pe calea mântuirii, părzește-l, Stăpâne, Doamne, într-un mulți ani, mulți ani trăiască. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, mulți ani trăiască. Directorului profesorilor și elevilor, dă-le, Doamne, sănătate, viață pașnică, înțelepciune, luminare și păzește într-un mulți ani, mulți ani trăiască. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, mulți ani trăiască. Domnului primar și în altelor oficialități locale, a părinților trupești a acestor copii, elevi și studenți, dă-le, Doamne, viață îndelungată, într-o toate bunăsporire, răspândirea luminii științelor și arvituților creștinești, păzește pe toți, Doamne, într-un mulți ani, mulți ani trăiască. Mulți ani cu sănătate să vă dea Domnul tot ce doriți, zile senine și fericire, la mulți ani să trăiți, la mulți ani trăiți. Într-o rugăciunile Sfinților părinților noștri, Doamne Dumnezeul nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pre noi. Amin. Bine primită să fie rugăciunea, să vă binecuvinteze Dumnezeu cu sănătate, în primul rând, cu putere de muncă, cu înțelepciune. Rugăm pe Părintele să stropească prin coasă, să ia după ce să meargă. Mulțumim frumos pentru ascultare. Dragi copii, dragi părinți, domnul profesor, domnul învățător, educator, ucenici părinți, din partea administrației publice locale, câteva cuvinte, că e soare și copiii încă. Vreau să vă spun că acum o lună jumate am semnat un contract de finanțare pentru o grădiniță nouă în satul Scorțeni, în valoare de aproape 20 miliarde de lei. Suntem la faza de achiziții publică,
ce înseamnă și o licitație, pe parcursul ierii terminăm. Să vedem cine o să câștige și la anul o să avem o grădință nouă cu toate utilitățile. O grădință modernă, cu un cabinet, cu o sală pentru cabinet medical, cu o sală de mese, cu trei săli de clasă pentru copii, cu două băi. Și să dea Dumnezeu să o finalizăm și să bucuri copiii și părinții, să mai aducă copilași la grădiniță, în plus să creștem natalitatea comunei. Pentru copii, succes, încredere în voi, să ascultați din părinți, din domnii profesori și să vă ajute Dumnezeu. Pe Dumnezeu vă ajut să vă ajute Dumnezeu să primiți cel de sus. Acum domnul Mihai. Mulțumesc, domnul primar, doamna directoare. Alo, doamna domnile, doamna profesoară, vă rog frumos să veniți să vorbiți cu mine. După aia vorbiți tot anul. Suntem invitați la cererea doamnei directoare de a participa la cursul anul școlar, cât și obligația Poliției Române de a participa la deschiderea anului de învățământ 2019-2020. Sunt agent șef principal Mihai Gheorghe, șeful postului Poliției Scorțeni. Vă rog, liniște! Ați vorbit tot anul, v-am ascultat, ați venit, ați reclamat. Ascultați-mă și pe mine câteva minute, că imediat termin. Nu stau să pui un speech foarte mult. Deci aveți obligația de a frecventa în mod ordonat cursurile școlii pe baza unui regulament. Atenție la comportament. Vedeți că tolba de prostii e foarte mare. Nu spun astăzi să vă stric buna dispoziție, dar la următoarele ședințe o să le nominalizez. Fapta, elevul și gravitatea. Vedeți că a apărut un flagel, cazul Caracal. Nu folosiți telefonul mobil decât în interes personal sau pentru fapte grave. Alarmarea falsă a organelor abilitate este de la 15 la 50 de milioane. Nu sunați decât când aveți o problemă gravă de sănătate sau o problemă care se întâmplă în teritoriu. Nu vă azardați copiii să sunați la 112. Gândiți-vă bine că repercusiunile vor fi asupra părinților cu recuperarea prejudiciilor, cheltuielile materiale de intervenție a autorităților și tuturor organelor specializate, plus alte tehnici de supraveghere. Misiunea dumneavoastră este de a vă încadra în programul școlar, frecventa în mod regulat, pe baza unui program. Aveți părinții care v-au îndrumat, v-au sprijinit, v-au îmbrăcat, v-au echipat, v-au trimis la școală. Vedeți că la sfârșitul anului școlar să fiți în aceeași formulă, fără evenimente negative, fără accidente de circulație sau fără alte fapte grave. Atenție la comportamentul vostru, cele de clasa 7-8-a, vedeți că hormonii lucrează. Când plecați de acasă, lăsați telefonul deschis și sunați la părinți, locația unde vă aflați. Vă dați dispărute și vă localizează STS-ul la o rază de 3 km. Nu vă jucați cu focul. Ascultați, învățați, pentru voi învățați. Menirea noastră a organelor de poliție este a sprijini, îndruma și a vă consilia spre binele dumneavoastră. Vedeți că avem și latura coercitivă, care strânge șurubul. Gravitatea faptei costă. Primăria s-a străduit, v-a făcut locație, școala la fel, cu doamna directoare, cu domnii profesori, aveți condițiile decente ziua de azi. Eu n-am avut condițiile astea ca eleva cu vreo 40 de ani. N-am avut. Aveți calculator, aveți microbuz. Atenție pe microbuz, cum vă așezați în microbuz, cum vă așezați în scaun. Nu scriați, nu distrugeți mobilierul. Sunt copii care au ceva la mânuța aia acolo și îți scriu, degradează. Nu se asigură în scaun, poți să accidenteze, să aibă suficiente gravități, inclusiv fracturi. Gândiți-vă că la o frână, la un adunghiu, mișcare de 3 tone, cu o viteză adecvată, se poate întâmpla consecințe grave. Aveți grijă de ăștia mititei, văd că-s vorbalnici. Dreptul lor să vorbească, dar să-și învețe. Ascultați-i, îndrumați-i, ajutați-i la traversarea străzii. Nu-i lăsați să plece de acasă, ne supravegheați. Părinții, mare grijă, mare atenție. Cuviniți la școală bucuroși, așa să vină și înapoi la locuință. Să-i vedeți integri, frumoși, îmbrăcați, că ați cheltuit o grămadă de bani, să-i dați la școală. Sunt niște eforturi deosebite. Este proverbul, ai carte, ai parte. Clasa 8-a, n-ai 5, nu mai intri la liceu. Profesională, nu știi să numeri, nici la stână nu te primește. Deci nu te râde, domnișoară, că vorbesc clar. Eu am avut elevi care au învățat la doamna Ondu și au fost elevi în școala militară de poliție. M-am mândrit cu ei, au ajuns bine. Și anul ăsta au candidat o fată la penitenciare, îmi se pare colaps psihologic, nu știu ce a făcut la concurs. Deci un lucru bun. În speranța că m-ați înțeles, nu vă plictisesc, vă doresc succes la învățătură, sănătate, să aveți rezultate bune și la următoarea ședință, când voi participa, invitat sau oficial chemat, să auzim numai de lucruri bune. Ați înțeles? Da. Ce aveți de gând?
sugestii, propuneri, reclamații. Aud. Nu sunt. După Paști, nu? Sau după Revelion. Bine. O zi bună vă doresc. Sănătate. Clasă să vină cu aghiazmă, ca noi să ne grupăm fiecare cu învățători și cu dirigenții, da? Vă rog pe cei mari să mai aibă puțină răbdare. Clasa pregătitoare să facă o coloană. Va merge în toate dintre de clasă, în toate dintre de doamna învățătoare școlară, da? Clasa întâi. Sunt aici împreună cu doamna învățătoare, deja voi ocupa aceste doamna.